Ați anunțat astăzi că ați inițiat un proiect de lege, cetățenie română pentru etnicii români din provinciile istorice ale României. Ce prevede mai exact, domnule Sighiardou, acest proiect și de ce susținere beneficiază el? Acest proiect prevede înlesnirea acordării cetățeniei române etnicilor români din fostele provincii istorice, fie că vorbim de Timocu, din Serbia actuală, fie că vorbim de Bucovina de Nord, de etnici români din Ucraina, fie că vorbim de alți români sau etnici români care se află în preajma granițelor României. Din păcate, de-a lungul timpului, statul n-a acordat atenție mult prea mare acestor fii ai României și acestor români și cred că, mai ales în contextul dat, în care foarte mulți refugiați ucraineni, printre ei și etnici români, vin în România, cred că ar trebui să le facem acest privilegiu, să aibă cât mai repede cetățenie română și să se bucure de drepturile europene și normale ale României. În același timp, tot în cadrul proiectului, am redus termenele de acordare a cetățeniei pentru cei care locuiesc în Europa și care lucrează în România. Dacă lucrezi timp de 2 ani de zile consecutiv în România, poți să beneficiezi la fel de cetățenie română. Și mai este încă un aspect extrem de important. După sau înainte de 89 au fost mai mulți care au plecat fraudulos la acel moment din România spre țări occidentale, spre Statele Unite ale Americii și prin decretul lui Ceaușescu au rămas fără cetățenie. La fel și spre ei ne îndreptăm, pentru că am avut mai multe situații, inclusiv din America, prin care nu și-au putut recupera cetățenia și își doreau să redevină cetățeni români, fie că vreau să investească, fie că unii s-ar fi mutat aici pentru perioade de timp. Și la ei ne referim în acest proiect de lege, pentru că ne dorim, în urmă, să creștem această națiune, și numeric, dar în primul rând trebuie reparate și niște lucruri din punct de vedere moral și cred că este un moment oportun. De ce susținerea beneficiați? Ați discutat, nu știu, colegii de guvernare, spre exemplu, din Parlament? Am discutat în interiorul Partidului Național Liberal, se bucură de sprijin din partea partidului, în același timp nu văd de ce n-am discutat acest subiect în coaliție, pentru că în coaliție nu se discută toate proiectele depuse, dar nu văd de ce nu ar fi susținut un astfel de proiect, pentru că este în interesul României și dacă sunt amendamente, chestiuni de îmbunătățit pe parcurs, nu există niciun orgoliu, suntem deschiși, dar obiectivul acesta vrem să-l îndeplinim, aceea de a se bucura românii noștri de pe lângă granițele noastre de aceleași privilegii ca și noi, pentru că m-am întâlnit cu ei și din păcate îmi spuseseră că după ani buni n-au reușit să își redobândească cetățenia pentru că încă sunt probleme birocratice. Iar noi venim veșnica birocrație din România. Veșnica birocrație plus anumite condiții care, din punctul meu de vedere, nu sunt în regulă. Aici Ungaria avea un model foarte ușor și foarte simplu pe care și noi ar trebui să-l adoptăm, prin care dacă faci dovada certificatului de naștere a mamei, al tatălui, că provine din Ungaria sau că a fost cetățean maghiar, și copilul devine automat cetățean maghiar. Și cred că este un model bun și inclusiv noi am inclus asta în proiectul de lege, astfel încât, așa cum am spus, să putem avea cât mai mulți cetățeni români, mai ales care au fost români, să se bucure de aceeași privilegii. Și să nu uităm un lucru, chiar dacă acum este o perioadă grea, complicată din punct de vedere economic, România avea nevoie și încă are nevoie de forță de muncă. Adică trebuie luat în considerare și acest aspect. Gândiți-vă că numai anul acesta sau anul trecut a fost mărit plafonul tocmai pentru a aduce emigranți din zone non UE până la 100.000. Și ați văzut și dumneavoastră că sunt cetățeni sau străini care vin de pe alte continente. Nu este niciun lucru rău, noi suntem deschiși, dar dacă pot munci cetățeni de pe continentul european la noi în țară, eu cred că toată lumea s-ar bucura
să vină să muncească și să se angajeze în România. Pentru că doar în sectorul de construcții de autostrăzi era un deficit de 200.000 de persoane la un moment dat.